Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu de astăzi este rânduit de el ca să fie o oglindă pentru sufletul nostru. Și nu ne-ar folosi dacă doar ar fi o audiție. El trebuie să fie o confruntare cu propria noastră viață. El trebuie să fie o deschidere a ochilor, a inimii noastre. Atunci se numește că este un cuvânt viu și lucrător. Degeaba e viu dacă nu e lucrător în viața noastră. Dar astăzi rugăciunea noastră aceasta este ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie viu și lucrător. Vreau să facem un mic test de aseară, să văd dacă s-a reținut bine. Deci Nicodem, despre care am vorbit noi aseară în parte, era membru în cei, între cei 71 de consilieri în Sinedriul Ebraic. Din acest consiliu, de 71 de membri, doar două persoane au primit pe Domnul Isus Hristos. Doi din 71. A fost o altă situație când s-a ieșit din Egipt și doar doi din mult mai mulți. Acum discutăm despre lucrul acesta. Și aseară am dat glas întrebării de la încheierea prelegerii prezentate. Și întrebarea aceasta sună așa, ce a deosebit pe acești doi oameni, pe Nicodem și pe Iosif din Arimatea, ce a deosebit de ceilalți 69 de oameni, vă rog, dacă accesați internetul să vedeți cine putea fi membru în acest sinedru, veți rămâne fără cuvânt. Ce fel de oameni de știință, de cultură, de reputație, de moralitate, deci nu, nu oricine lua loc acolo. Și între aceștia doar doi? Și aseară am avut noi această întrebare. Ce l-a deosebit pe omul acesta Nicodem de ceilalți 69 care n-au primit pe Mântuitorul? Ce l-a deosebit? Cine are ținut de aseară? Alege ce, Alege ce este drept. Indiferent ce gust are, doare, nu doare. Frate, dacă vrei să trăiești, dacă iubești viața. Bun. Care a fost metoda lui de a alege ce este drept? Așa, mergem aici atunci în Ion 7, 51. Aici o să aflăm noi cheia mântuirii lui. Resubliniez. Oamenii nu sunt mântuiți la zaruri. Noi nu suntem mântuiți din întâmplare. Dumnezeu are o justificare pentru unul luat și unul lăsat. Și în cazul acestui om, justificarea era chiar în crezul lui. El avea un anume crez. Și spune în versetul 51: Legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Nu putem să știm astăzi câte biserici au fost complet distruse datorită faptului că oamenii n-au respectat acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, asta o spune domnul, domnul pastor, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el între tine și el. E o întâlnire privată, nu știe nimeni, nu spun la familie, vezi că mă întâlnesc cu cutare după colț. Atât scrie în Biblie, între tine și el. Du-te la el. Și dacă te ascultă, du-te cu intenția aceasta să câștigi pe fratele tău. Nu te duci acolo să-i demonstrezi că e mai rău ca tine, să ești mai bun ca tine, sau că e mai prost, sau că e mai bogat. Nu are importanță lucrul ăsta, ci cu intenția clară de a câștiga pe fratele tău. Dacă te ascultă, ai câștiga pe fratele tău. Dar du-te la fratele tău. Acesta a fost crezul lui Nicodem. El este convins că nu trebuie să-și formeze păreri despre Isus, de la farisei, unde era membru, nici de la Sinedriu cel puțin. El trebuie să meargă personal să stea de vorbă cu Isus. El trebuie să audă din gura lui Isus ce se spune despre Isus. El trebuie să vadă cu ochii lui ce face Isus, nu ce spune lumea, știi ce înseamnă asta, ce face. Foarte bine, e opinia publică, dar el spune în cuvinte foarte limpezi în Sinedriu legea lui Dumnezeu condamnă pe cineva fără să-l asculte, de aceea biserici s-au dezbinat. Chiar ieri am auzit un caz așa de sfârșitor. Zice, nu știți ce a urmat? Nu știu. Uite, asta s-a întâmplat după treaba aceasta. Zic, iartă-mă dacă spun că mă așteptam, că dacă se merge pe drumul ăsta, se întâmplă așa ceva. Din cauza aceasta. Oamenii vor rata Ținta vieții noastre mântuirea pentru că n-au verificat personal. Scrie la carte. Ești, ai citit la carte? Tu? Nu, dar așa se aude. Zice că nici nu ajunge, nici nu trece. Păi dacă nu ajunge, cum să treacă? Și tot felul de lucruri de fel. Se aude că e bine să. Se aude că e bine așa și nu e bine așa. Nu, nu, să... nu el era un om care a spus, eu vreau să merg personal. Oamenii cu care el se de vorbă erau niște manipulatori. Când s-au întors înapoi scoadele primise fără Isus și s-au întors înapoi cu o mărturie extraordinară despre Isus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta, vai, ați fost duși în rătăcire, păi de, de, unde știi că este rătăcire dacă tu n-ai vorbit niciodată cu Isus și dacă nu știi ce face, de unde știi că e rătăcire? Pe păi așa sau de pe stradă. În Mahalala la noi așa se vorbește. Nu, el a mers personal. S-a dus noaptea Vreau să te aud pe tine, eu personal. Spunem -mi tu mie, e adevărat lucrul ăsta despre tine. Ce zici tu, ce faci tu, ce lucrezi tu, întrebau ei pe el. Și pe baza aceasta, oamenii din fața lui, neputând să evite concluzia aceasta fantastică, n-a vorbit niciodată un și e atât de adevărat, n-a vorbit niciodată un om ca omul acesta, atunci mută imediat discuția. E un alt subiect. Se numește manipulare nu numai manipulatorul e vinovat, ci și cel ce se lasă manipulat este vinovat. Duhul Sfânt îți spune, vezi că te manipulează cineva. Dacă te lași dus de sfoară, este răspunderea ta. Dacă deschizi ochii și mergi personal să întrebi, vreau să aud ce spui tu, Iisus, în persoană. Știu că oamenii au părerea aceasta și cealaltă, dar vreau să știu ce zici tu, ce spui tu în persoană. Lucrul acesta a deschis omul acestea porțile cerului. Și va deschide fiecare dintre noi. Astfel că nu judecați după înfățișare, spune cuvântul lui Dumnezeu. El nu va judeca după înfățișare, ci după adevăr. Care este adevărul? Oh, și tu ești din Galileea, o bat cu privire la locul de unde venea. Ești român, ești moldovean, ești rus, ești nu cu tare de... Bine, și cei cu asta? Crei vina mea că sunt român. <laughs> mă bucur și sunt mândru și fericit, chiar că fuse 1 decembrie acum. Mi-a săltat inima când am ascultat acolo și am cântat cu ăștia imnul, dar am Atât Atâta de frumos. Care-i problema? A, poate că îți bați joc de treaba aceasta. Nici o problemă. Oh, ești din România? Ha, 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 sigur, din România sunt. Cum să nu? O, ești din Galileea. Și ce-i cu asta, stimabile? Întrebarea este dacă e adevărat sau nu. Aceasta va salva sau va pierde un suflet. O, oh, ești din Galileea. Cercetează bine și vezi că vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Cei cu asta, vreau să spun? De ce, de ce abazi discuția? Eu te-am întrebat așa, legea noastră sau tu discuți despre un om, condamn un om sau un alț, un om, apreciezi un om fără să-l ascunzi, fără să-l cunoști? Nu se poate așa ceva. Și cuvântul lui Dumnezeu încheie tragic. S-au întors toți acasă, adică de unde au venit. fiecare de unde a venit. Nu se întâmplă acest lucru cu noi, pentru că astăzi mergem împreună într-o uh, frumoasă priveliște a scripturilor. Viața mi se pare scurtă, vă mărturisesc lucrul acesta. Vă mărturisesc, viața mi se pare scurtă. Și de fiecare dată când plec de la bunul acesta, să știți că plec cu o bucurie în suflet, dar plec și cu un gol. Cuvântul lui Dumnezeu nu are hotare. Este imens. Ce să spui mai întâi? Aici suntem în, în lumea Vechiului Testament, în viața primului părinte al credinței, Abraham. Și vom urmări lucrul, lucrul central. Iubiții mei, aduc din nou înaintea atenției dumneavoastră și a noastră a tuturor. Expresia din Biblie, e o singură dată scrisă în Biblie. Punctul cel mai important este acesta. Și înainte de a începe rugăciunea, cântarea, predica, prezența aici la biserică sau orice altceva, punctul cel mai important este persoana Mântuitorului meu. Acesta e punctul cel mai important, este că avem pe cineva. De aici decurg toate celelalte. Dacă punctul cel mai important este altul, atunci ei încercau să abată atenția, tu ești din Galileea, tu ești din norodul blestemat, că nu știe legea, noi știm că de acolo n-a venit nimeni, niciunul din mai mari n-a crezut și așa mai departe. Dacă e un altul, un altul e punctul cel mai important. Dacă punctul cel mai important rămâne adevărul chipată în Isus, atunci viața va decurge pe o altă frecvență. Și de fiecare dată când stau în fața dumneavoastră, aceasta este povara sufletului meu, din cauza căreia plec uneori fericit, uneori nefericit din locul acesta, pentru că nu știu dacă am pus în lumină punctul cel mai important. El este punctul cel mai important. În viața lui Abraham, punctul cel mai important, aș vrea un răspuns dacă se poate. Cine îmi poate spune trei cuvinte din viața lui care este la temelia lumii credinței cunoscută de noi, că a fost și înainte de el nicio problemă. De fapt, bunicul lui Eber era strănepotul lui Sem, Semham și Afet, știți, era strănepotul lui Sem, venea pe linia celor credincioși, bunicul lui Abraham, a trăit 464 de ani și a trăit 100 de ani după ce s-a născut Abraham. Bunicul a învățat credință pe el în mijlocul unei lumi idolatre. Și până și tatălui și familia lui, toți erau idolatri, dar 100 de ani a trăit paralel cu Abraham. Abraham a avut timp să învețe de la bunicu. Putea să învețe altceva, dar bunicul i-a dat această credință sfântă în Dumnezeu. Nu, nu, e nimic întâmplător sau așa, plutind în aer, vine de undeva, are o cauză, totul. Așadar vă întreb, Iubiții mei, care ar fi punctul cel mai important al vieții lui Abraham din tot peisajul ăsta care vedem noi în Scriptură? Cine poate să spună în uh, trei cuvinte? Bineînțeles, va trebui să aducem un cuvânt din Biblie. E adevărat, da, e a plecat pe drum și asta. Punctul cel mai important este următorul, pe care toți îl știți. Și acum, acum vom înțelege de ce este punctul cel mai important. Numai ceea ce este legat de Mântuitorul nostru e punct important în viață. Scripturile vorbesc despre mine, a spus Isus. Punctul cel mai important al vieții lui este expresia lui Isus. Abraham a văzut ziua mea. Datorită acestei zile, toată viața, toate experiențele vieții lui, căderile lui, biruințele lui, tot ce s-a întâmplat, toate gravitează în jurul acestui punct cel mai important care este avăzut ziua mea. Pentru aceasta l-a pregătit Dumnezeu pe pământ martor. Acesta e scopul vieții noastre. De aceea venim la biserică, de aceea cântăm, de aceea ne rugăm, prezentăm cuvântul lui Dumnezeu pentru un singur obiectiv. Să te cunoască pe tine. Prin tot ce se întâmplă. Vă ce am pățit, să vezi ce s-a întâmplat. Bine, ce ai învățat despre Dumnezeu din treaba aceasta? Cu aceasta rămân, uh, Cum spun oamenii, zice, este, este o pierdere totală, numai în cazul în care n-ai învățat nimic din, dintr-o situație. Dar dacă ai învățat ceva, nu e o pierdere totală. Însă aici, punctul cel mai important rămâne ce ai învățat despre Dumnezeu din ceea ce s-a întâmplat. El a văzut ziua mea și s-a bucurat. Acesta e punctul central. În, punctul, în, jurul punctului central gravitează mărturia vieții. Prelegerea de astăzi, care e o lectură de șase minute, dacă ne apucăm să citim, e a fratelui Ted Wilson. Și vă îndemn să citiți toate aspectele, toate prelegerile din fiecare zi și eu voi face și fac lucrul acesta. De fapt, a rămas foarte mirat că una dintre ele nu este pomenit numele lui Isus. Mă întrebam dacă omul o fi creștin sau nu. Cred că nu. Dar vom citi cu ochi deschiși. Vom citi cu ochi deschiși, vom citi cu inima deschisă. Ne vom ruga lui Dumnezeu, deschidem ochii, Doamne, să văd lucrurile minunate ale legii tale. Mărturia pe care o dă el în lume e generată de ceea ce credea el despre Dumnezeu. Acestea sunt urmările. La temelia fiecărei vieți posibile, pe pământul acesta, stă imaginea pe care o ai tu despre Dumnezeu. În funcție de aceasta. atunci el este cu nepotul lui și, cum auzirem și de dimineață, s-a pornit un mic scandal. Probabil că nu a fost scandalul între Unchiul și nepotul, între Abram și Lot, că Dumnealui l a dus în America, în, adică în, pe Lot, pe nepotul lui, probabil că nu a fost aici. Între ei doi, ei erau prieteni. Dar probabil că, așa cum scrie scriptura în Cartea Genesei, oamenii din jurul lui au intrat în ceartă în capitolul 13, versetul 7. O ceartă nu a fost între Abraham și Lot, dar a fost între păzitorii vitelor lui Abraham și păzitorii vitelor lui Lot. S-au luat la ceartă oamenii aceștia. Acum noi nu avem nimic între noi, dar dacă se ceartă paznicii aceștia ai noștri, uite care este pierderea. Mare pierdere. Și vă rog să consemnați, când citim Scriptura, trebuie să citim totdeauna cu speranța că Duhul Sfânt ne învață, cum spuneau băieții aceștia doi mormoni pe care i-am menționat în predicarea de seară. Duhul Sfânt e învățătorul nostru când citim Scriptură. Ce credeți că te pomenești în versetul acesta? S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Abraham și păzitorii vitelor lui Lot și după aceea, fără nicio legătură, out of the blue, cum se zice, în același verset 7, cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Care e legătura cu s-a iscat o ceartă între uh, ce? Păi este. Este. Abraham nu conduce vreun scandal în fața oamenilor pe care vrea să evangelizeze. El nu va face așa ceva. Nu, dacă este supărare, frate, îți dau ție toată valea, toată valea roditoare. Ia tot ce e mai bun și mai frumos, îți dau și haina și cămașa. Ia-le, frate, dar nu vreau să potignim pe oamenii aceștia. Ia-le tu. Lot a luat tot ce era mai frumos, Abraham a rămas în deșert, în pietriș, în nisip, în noaptea aceea și cu o mică făgăduință. Auzi, zice, ridică ochii spre nord, sud, vest, est, vest, sunt ale tale. Nu se poate Da, asta este. El a rămas doar cu o făgăduință, cu o vorbă și lot cu toate averile domeni, Până unde a mers? Dar obiectivul principal al lui Abraham a fost nu cananiții și fereziții locuiesc aici. Noi am venit să evangelizăm lumea. Noi nu vom face un scandal în fața oamenilor. Niciodată. Nu vom compromite Evanghelia. Îmi spunea cineva zilele trecute, zice, Doamne, ce cu chestia asta care nu, nu e nicăieri? Adică este, este un, un mare neadevăr. Generația asta tânără o să se uite în internet și o să vadă că nici poveste de așa ceva. I-am cerut, am sunat acolo, îmi dă -mi și mie link-ul unde e chestia asta, că vreau să văd de unde ai luat-o. Nu există așa ceva. Este absurd. Din start. Și care e problema? Da, că ar fi numai la noi, dar zice, problema este că se vede în lumea întreagă și umbra aruncată asupra Evangheliei. Zice, tot așa, de adevărat este Evanghelia, cum este și chestia asta care a spus-o el acum. De aceea Abraham nu vrea să se întâmple. El dă mărturie. Asta învățăm noi în săptămâna aceasta despre mărturie. El de mărturie, el, el nu face oamenii să stea de vorba. Ați văzut, mă, ce s-a bătut unchiul cu nepotul? Ați auzit ce e la ăștia acolo? Doamne, ce e acolo? Nevasta lui ăsta, păzitorii lui ăsta, fratele lui ăsta, să vezi ce e acolo, cum a zis ăsta la, cum a zis ăsta -lă? Acesta e subiectul pentru care am venit noi aici între... De ce n-am stat în ur din Haldea, că doar era tare frumos acolo? Era cel mai civilizat loc de pe pământ. Nu, no, n-am stat acolo. Și am plecat fără să știm unde, într-o misiune. Aceasta e misiunea Bisericii. În momentul în care Biserica încetează mărturia ei în lume, ea nu mai este Biserică. Ea se transformă, așa cum a spus Mântuitorul. Aceasta a fost casa Tatălui meu, dar voi ați făcut din ea altceva și rămâneți cu ea. Așa le-a spus lor, vi se lasă casa pustie. Până mărturia noastră este vie în lume, atâta timp rămâne în viața și ființa noastră puterea lui Dumnezeu care va duce lucrarea la o fericită încheiere. Nu, sunt în jurul nostru, noi nu facem lucrul acesta. Mai, mai departe, el dă mărturie familiei lui. Zidește altarul de fiecare dată, dar tot în fața familiei lui se împiedică de jur pe nasul. De câteva ori rău de tot. Rău de tot. Aveau atâta lume în jurul lui, slujitori, și îl întreabă, spune că ești sora, sora mea în Egipt. Lui Faraon spune este asta. Ce-or fi zis oamenii ăștia din adunarea lui, că e abia o adunare de o mie de oameni pe lângă el. Ce-or fi zis oamenii ăștia când au auzit pe pastor spunând că de fapt este... Doar nu o cunosc bine. Da. Ce-or fi zis oamenii ăștia? Ce-o fi zis familia lui când a auzit așa ceva? Și apoi l-a mustrat aspru Faraon și a spus Dumnezeu, nu-i frumos să minți, mai ales când ești și pastor, cum ești tu. Să poate așa ceva. De unde ai luat povestea asta? Ia dă -mi și mie link să văd de unde ai luat povestea asta, că este soră ta. A plecat cu rușine mare din Egipt, n-a putut să vestească Evanghelia nimic acolo, că dacă a pucat, am luat cu treburi de astea. Și copiii s-au prăbușit și au zis, încrederea trebuie pusă doar în Dumnezeu, fi tata Abraham, așa este, dar încrederea trebuie doar în Dumnezeu. La fel a gândit Iosua când l-a văzut pe Moise căzând în nas. Rău de tot la stâncă, Iosu a zis, nu, mântuirea este numai în Dumnezeu. Și recidivează Abraham. Da, care credeți că a fost păcatul lui cu asta, cu chestia asta, cu sora sa? Și în Egipt și cu regele Abimele. Care a fost păcatul lui? Cine știe? Cum? Frica! Ăsta e păcatul. Ce ați văzut după aceea, a fost urmare a acestui lucru. Pentru că el zicea, aoleu, mă omoară. Cine te omoară, frate? Unde scrie că te omoară? Care de, de unde e ideea asta? Păi mai este Dumnezeu pe sau nu mai este? Nu știu, o fi rămas la ultimul altar. Frica l-a aruncat în nenorocirea asta. A luat o arsură ce nu s-a pomenit acolo, în fața la toată familia, la toată lumea, și a dat după aceea merge la Abimelec și ia aceeași arsură. Spune aceleași vorbe, iară că e soros. nu n-ai învățat nimic din data trecută. Înseamnă că a fost a total loss. A fost o pierdere totală. Nu, n-am învățat nimic. Uh, numai noi suntem credincioși aici la noi. Și până la urmă, Dumnezeu stă de vorbă cu Abimelec, nu cu el. Dar, dar nu vorbești cu părintele? Păi părintele este aici. Părintele i-a spus lui Dumnezeu, știi că am lucrat cu inimă curată? Părintele ăsta, Abimelec. Îi spune lui Dumnezeu, stai păgând, cine e ăsta frate, ăsta nu e membru la noi. El, pe, de, 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 da, lucra cu inimă curată. El nu poate să spune treaba asta, Abraham. El nu poate veni la, Doamne, am lucrat cu inimă curată, serios? Pe ce curată ți-a fost inima când tu uh, ajungi să faci, să fii proxenet sau ce ai fost acolo? Nu se poate așa ceva, inadmisibil. Mai ales în poziția lui. Dar el cade ca să înțeleagă faptul că mântuirea este prin har, nu este prin faptele lui Abraham. Și cade din nou ca să vadă familia lui că mântuitorul nu este tata. Nu este nici biserica, nu e nici frate, nici papa, nu e nimeni. Nu este nimeni pe pământ. În nimeni altul nu este mântuire decât în el. Aceasta a fost călătoria lui pe pământul acesta și să ajunge în final la încercarea de foc a credinței lui, în care este chemat să aducă înaintea lui Dumnezeu nu ceea ce nu iubește, cum dăm noi mărfuri pe la goodwill. Ce bine îmi pare că am scăpat de ele din casă și dăm, ducem acolo. Nu. No. Ia pe Isaac pe care îl iubești. Ia lucrul ăsta la care ții în viața ta. Tu nu, tu... Tu ești lipit ca lipitoarea de treaba asta. Și e lipită tine și nu-i dai drumul nici mort. Ei, pe acesta adul jărfă lui Dumnezeu. Ca să înțelegi că mântuirea nu este prin fiul tău, ci mântuirea este în acela care și-a dat viața pentru tine. Și Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și noi pe pământ o să putem da un singur mic raport la încheierea călătoriei noastre pe pământ. Am văzut Ziua Domnului și m-am bucurat. M-am bucurat și pentru sufletul meu, m-am bucurat și pentru copii, și pentru adunare, și pentru lumea cu care am stat de vorbă despre Domnul. Am văzut Ziua Domnului. Vă amintiți că Moise a urcat pe Muntele Nebo și i-a fost arătată țara. A văzut împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii au plâns moartea, dar puțini au înțeles bucuria lui cea fără margini când a văzut că planul lui Dumnezeu va fi împlinit. Păi nu prin tine, prin altul, păi și ce cu asta? Ce importanță are lucrul acesta? Important este că Dumnezeu a onorat cuvântul lui. El este martorul nostru și astăzi. Prin faptul că, așa cum scrie în epistola către romani, a crezut pe Dumnezeu. E diferență mare între a crede într-o țară la care, la care mergi sau a crede în Dumnezeu. Abraham n-a crezut într-o țară când a plecat. Și Biblia spune a crezut în Dumnezeu care l-a chemat. Încrederea aceasta l-a făcut să-și ia familia și să meargă pe drumul mărturiei. Și întreaga lui viață a depus mărturie. Înaintea oamenilor. În afară de a, pietrele de potignire care devin în viața noastră, amintiri dureroase, mi-aduc aminte, mă ustură și mă va ustura inima foarte serios și e bine, așa îmi trebuie, așa trebuie să se întâmple ca să nu calca a doua oară pe aici. Mi-aduc aminte foarte clar de colegul meu alcoolic care vrea să devină creștin, cu care am avut. Și-am discutat de multe ori, frățește, și-am îngenunchiat și m-am bucurat de el că a văzut lumina și totul este pregătit pentru salvarea omului ăstuia, mărturia lui Dumnezeu, a câștigat sufletul din cel mai, cum, cel mai cumplită formă de alcoolism în care putea să fie. Și cuvintele mele frumoase și predicuțele mele către el s-au dovedit a fi neadevărate, mincinoase atunci când ne-am întâlnit în autogară și pentru că era de față fiul directorului școlii, îmi este rușine să mă vadă discutând cu bețivul satului, care ridicase ochii spre Dumnezeu și stau indiferent și rece, așteptând autobuzul. Colegul meu a murit mult mai tânăr decât am crezut eu și niciodată a doua oară n-am avut harul să schimb o vorbă cu el. Acolo s-a firul. Aceste lucruri s-au întâmplat în felurite forme și în viața noastră. Mântuitorul a spus, nu cumva să fii piatră de potignire pentru cineva, ci să fii lumina lumii, să fii sarea pământului, să fii vedere pentru cel orb, cum spunea Iov și călăuză, și părinte pentru orfan și pentru cel întristat și supărat ridică Duhul. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine că m-a învățat să ridic Duhul oamenilor supărați, oamenilor. Așa spunea Mântuitorul. Aceasta să ne fie mărturia în lume și tot ce se întâmplă să graviteze în jurul acestui adevăr etern. Am văzut ziua lui și ne-am bucurat. Doamne fi binecuvântat pentru chemarea aceasta. Nimeni n-ar putea să urce pe stânca aceasta așa de dreaptă și de înaltă, Doamne. Dar îți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeu lucrurilor imposibile. Imposibil la oameni, dar posibil la Dumnezeu. Binecuvântă viața noastră, familiilor noastre, binecuvântă adunarea noastră și fă, Doamne, ca oriunde vom fi în lume să dăm această mărturie mântuitoare despre bunătatea lui Dumnezeu. Dă ne putere să vedem ziua lui Dumnezeu în viața noastră și a celor iubiți și a celor la care ne-ai trimis în numele Domnului Isus. Amin.